Un raport al Organizației Mondiale de Sănătate include carnea procesată pe lista produselor cu cel mai mare risc cancerigen. Astfel, carnea tocată și micii ar putea fi încadrate în categoria alimentelor care favorizează apariția cancerului. Studiul organizației atrage atenția asupra produselor procesate pe care românii le consumă frecvent: salamul, cârnații, costița, șunca și baconul. Autoritățile române din domeniul sănătății vor stabili un plan de măsuri după ce se vor primi recomandările Organizației Mondiale de Sănătate. Potrivit raportului, 50 de grame de carne procesată pe zi, adică două felii de șuncă, cresc riscul de cancer colorectal cu aproape 18%. În ultimii ani, în țara noastră a crescut foarte mult numărul cancerelor gastrice și colorectale din cauza alimentației necorespunzătoare.